Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Puterea Cuvântului. În seara aceasta o am alături de mine pe Adriana Teodorescu, manager al Teatrului Colibri. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! N-ați venit cu păpușile, dar o să veniți în curând cu păpușile, pentru că urmează Puppets Occupy Street din nou. La câta ediție ați ajuns? A șaptea. Și câte teme ați abordat până acum? Că știu că de fiecare dată când ne-am întâlnit a fost aerul, apa și cred că s-au terminat toate elementele pământului. S-au terminat elementele pământului. Ne-am oprit. S-au terminat, da, prima ediție în 2014 a fost, să zicem, o ediție demo, de probă. Pentru că n-am știut exact ce ni se va întâmpla, cum va fi primit festivalul, cum ne va ieși festivalul. Am avut noroc, am avut mare noroc. De fapt, dacă nu înșel, este primul festival de genul din țară? Da, adică primul festival de stradă axat pe arta animației, care are și arte conexe, bineînțeles, nu o să vedem doar păpuși pe stradă. Ce înseamnă, de fapt, arta animației? Să povestim că până le arătăm telespectatorilor ce înseamnă, de fapt, arta animației? Oamenii au putut să vadă de-a lungul celor 6 ani, acum este al 7-lea, ce înseamnă arta animației. Nu neapărat venim la Teatru Colibri, la spectacolele pe care noi le avem în mod curent, dar și au venit pe străzi, la festival, la toate cele 6 ediții de până acum și iată că urmează a 7-a. Arta animației înseamnă să poți să faci cu imaginația ceea ce aproape nu ți-ar da prin cap. Ceea ce doar copiii pot să facă în inocența și creativitatea lor total nealterate. Ce se întâmplă cu creativitatea noastră când creștem? Asta pentru că tot ați spus. Cumva o înfrânăm de teama părerii societății sau ce se întâmplă? Da, și dintr-un soi de comoditate și dintr-un soi de aliniere într-un pat al lui Procus, că nu-i frumos să faci asta, râde lumea de tine dacă faci ailaltă. Ceea ce nu e un lucru normal. Creativitatea înseamnă joc și joacă. Terapiile, toate terapiile, de când s-a inventat terapia pe pământ, mai mult sau mai puțin recunoscută, să spunem științific, vorbim de vremurile de demult, toate terapiile s-au bazat și intuitiv pe joc și pe joacă. De asta cei mai mulți știm foarte bine și în examenele de psihologie sau chiar psihiatrie. Folosim desene, folosim conexiuni, folosim culori. Toate acestea duc spre artă. E, arta animației, terapia cu păpuși funcționează și pentru copii și pentru adulți. Pentru că știm foarte bine, sunt copii care au teamă, sunt copii foarte timizi, sunt copii care au frustrări, sunt copii care au diverse alte probleme pe care nu știu să le exprime pentru că poate nici nu le conștientizează. Și atunci ei se pot exprima foarte bine cu ajutorul nu neapărat a unei păpuși, a unui obiect animat. Și aici venim la arta animației. Să spunem știința artistică, deși e cumva forțată această alăturare de cuvinte, dar este o știință artistică de a anima obiecte. Și tu poți să animi ce obiect vrei, nu știu, poate microfonul, poate camera. Acest microfon se poate transforma, nu știu, în copac, în căluț, în rachetă, în orice își imaginează un copil. Asta înseamnă a anima obiecte. E adevărat că obiectele antropomorfe sau zoomorfe, adică păpușile care seamănă cu oamenii sau cu animalele, prin formele lor foarte ciudate, foarte amuzante, caricaturale, care împrumută trăsături din alte regnuri, sunt foarte atractive pentru spectatori, în special pentru cei mici. Dar și cei mari sunt foarte bucuroși să le vadă, deși nu recunosc acei mici că le plac. Deși asta mă miră, că iată, cel puțin în străinătate, e o adevărată cultură a benzilor desenate, a teatrului de păpuși, de marionete, a colecțiilor de păpuși rare. În România, spre ce tindem? Nu știu, s-au mai deschis oamenii? Da, s-au deschis. S-au deschis foarte mult și pentru faptul că în țară de câțiva ani au început să apară trupe independente, artiști privați, păpușari și trupe, că sunt asociații, că sunt SRL-uri, nu mai contează, adică ONG-uri și alte forme de personalități juridice.
Și au început să iasă foarte mult, foarte mult să iasă și prin festivaluri și în, nu știu, diverse alte manifestări și în zile ale orașelor, la marile centre comerciale, nu numai la teatru de stat. Deci să nu uităm că noi suntem, noi nu ne-am schimbat din 89 încoace, noi nu ne-am schimbat. Și aveți avem și aceleași structuri. Parte din ei, da. Parte din ei, da. Și din personal. Dar erau foarte tineri pe atunci și e normal acum să da, cred că ăsta e un fapt. Fac o paranteză. Faptul că în spatele unui păpuș, spre exemplu a Julietei sau al lui Romeo, care erau adolescenți, poate sta cineva în vârstă de 60 de ani și cred că aici este farmecul teatrului de păpuși. Da, și să nu uităm că o păpușă, indiferent ce personaj este, să luăm o zână. Da? Este o zână. Zâna aceea poate să joace într-un spectacol 20 de ani. Noi avem spectacole și sunt alte teatre din țară. Acela spectacol care se joacă de 20 de ani. Generațiile de actori se schimbă. O păpușă în același rol este mânuită și interpretarea îi aparține sau aparține, nu știu, 2, 3, 4 generații de actori. Ce se întâmplă cu păpușile care ies de tot de pe scenă? Au un muzeu al lor? Da, sau v-ați gândit la varianta asta de a le expune undeva? Păi muzeul există, a fost și premiat de către UNITER primul premiu pe care îl primește Breasla, să spunem, pentru astfel de inițiativă în 2010, pentru că se făcură deja 20 de ani și mai este un premiu UNITER acum pentru Festivalul Puppets Occupy Street pentru ediția de anul trecut Revolution, Evoluție Felicitări. Prin Revoluție. E da? Meritat din plin. Este foarte încurajator pentru breasla noastră. Pentru că foarte multă vreme păpușarii au fost considerați actori de rang inferior. Și nu este deloc adevărat, este invers. Păpușarii sunt actori de rang superior. Un actor de teatru dramatic nu știe și nu poate să facă ceea ce face un păpușar. Un păpușar, în primul rând, este un foarte bun actor. Deci el singur pe scenă se descurcă, indiferent ce rol i-ai dat. Dar un actor de teatru dramatic, cât este el de talentat, cât este el de carismatic, cât este el de notoriu, nu va putea să facă ce face un păpușar. În afară de asta, publicul specific în România al teatrului de păpuși, teatrului de animație, este format din copii. Copiii înseamnă cel mai sincer public. Chiar așa este. Mamii vreau acasă pentru că m-am plictisit. Mamii, la reprezentația trecută, n-a spus așa cuvintele, a fost altfel, a uitat să spună nu știu ce. Lucruri pe care le spun tare. Bine, nu atât de tare să deranjeze, dar le exprimă verbal. Dar le poți auzi dacă ești în sală și ca și pe scenă le poți auzi. Mi-au spus colegii că și pe scenă, de pe scenă îi aud pe copii. Reacțiile copiilor conduc spectacolul. Un spectacol poate să fie cât ar fi el de bine construit de către regizor, scenograf, compozitor, actori. Și pot improviza actorii spre deosebire de sigur teatru că da. Clasic. Sigur, nu, și la teatru clasic se improvizează, dar și la teatru de păpuși se improvizează, sigur că da. Și sunt spectacole, adică sunt reprezentații ale acelui spectacol care nu seamănă una cu cealaltă. Actorii se joacă, ei sunt ludici. N-ai cum să-l pui pe un actor să fie robot. Îi anulezi însăși noțiunea de actor. Actorul improvizează. În afară de actori, importante sunt și păpușile. Și așa cum spuneați, cred că trebuie un suflet de copil, o minte de copil, creativitatea din copilărie pe care, iată, unii din noi o pierdem, să creeze aceste minunății. Cine sunt creatorii păpușilor, spre exemplu, bine, și de-a lungul timpului la Teatrul Colibri, dar și la Puppets Occupy Street, în această ediție? Păi să începem în ordine cronologică. În primul rând, când spui ceva despre teatru de păpuși din Craiova sau Teatru Colibri, cum este el numit de ceva timp încoace, pui semn de egalitate cu Eustațiu Gregorian, care a fost scenograful Teatrului de Păpuși Craiovean și care a creat un stil. Deci Eustațiu Gregorian sunt nu unice. Numai a fost... Da, sunt recognoscibile pentru că ca un mare artist care este, pentru că artist este, chiar dacă nu mai este ca om, ca artist va rămâne întotdeauna, el a montat și în alte teatre din țară și din străinătate. Și stilul lui se cunoaște nerepetându-se. El are un stil.
Păi cred că asta formează un artist și știi clar, spre deosebire de cei care, nu știu, pictează, cântă perfect, dar nu deci, au un stil format. Să spunem că un, nu știu, un artist care cântă și instrumentul lui este vocea, îl recunoști după timbru vocal, să spunem, de amprenta aceea, ADN-ul acela inconfundabil, pe pictor îl recunoști, că am vorbit despre pictor, pe pictor îl recunoști după tușe, după stil, toți au stil, artiștii mari vorbim. E, așa și un creator de păpuși, un scenograf, poate fi recunoscut după stil, chiar dacă nu seamănă și totuși îl recunoști. Bun, apoi faptul că noi am colaborat cu foarte mulți alții scenografi de notorietate din România, dar nu numai din România, în ceea ce privește montările spectacolelor de la teatru, spectacolele de pe scenă de la noi. Despre păpușile festivalului, păpușile care merg în paradă și pe care toată lumea le vede, uriașele noastre păpuși, pe care unii nu le plac și este firesc, pentru că nu trebuie să ne placă tuturor aceleași lucruri și unanimitatea este... Da, e greu de crezut. Adică, nu știu, trebuie să intrați neapărat să vedeți undeva pe pagina de Facebook a Teatrului Colibri, aceste păpuși sunt superbe, nu frumoase. Adică e atât a de festivalului, puțin spus. A festivalului, da, a festivalului. E puțin spus că sunt frumoase. Adică, cumva este o jignire, un farmec, o finețe, ele cel sunt, puțin cele de acum 2 ani au fost ceva de vis. Multe dintre ele sunt, cum să spun, sunt cele din anii precedenți, cărora scenograful care le-a conceput le dă, să spunem, o altă față. Este vorba despre Oana Micu. Oana Micu este și cea care concepe și realizează grafica pentru festival din 2014, pentru că există o unitate. Adică cine vrea să vadă lucrul acesta, poate să vadă. Există o unitate de stil în, și continuitate în afișele noastre. Chiar făcusem o mică expoziție. Așa e și firesc. E și firesc pentru un festival care își dorește să crească pas cu pas, așa cum încercăm noi, și care să-și consolideze și valoarea și poziția. Baloane de săpun printre baloane de săpun am trăit, printre baloane simple am trăit, se sparg, dai un bun și ai terminat, faci un eveniment și gata. Nu, festivalul Pavel Tocupai Street pot să spun că este un fenomen și nu sunt vorbe mari, pentru că altfel nu cred că în 6 ani am fi ajuns la performanța să adunăm în ediția de anul trecut peste 50.000 de spectatori. Pentru mine, cel puțin, cred că a fost cel mai frumos, nu cred, a fost cel mai frumos eveniment care s-a întâmplat în Craiova de când m-am născut. Chiar cel mai frumos, la propriu. Adică, într-adevăr, au fost evenimente mari, evenimente culturale, evenimente politice și așa mai departe, dar acesta, de departe, a fost cel mai frumos. Este. Și asta vreau să spun și să întreb până la urmă, cum am putea să-i convingem pe adulți că trebuie să se întoarcă cumva și ca formă de terapie, așa cum spuneați, către teatru de păpuși, către arta animației. Noi o facem adică... puțin subversiv, pentru că dacă, părerea mea, nu știu, acum pot să mă înșel, dacă îi spun unui adult, ar trebui să te duci acolo, nu o va face. Dar probabil dacă nu găsește nimeni motivație, copiii și se îndrăgostesc. Însoțesc copiii și am văzut că la teatru, în sala noastră de teatru, vin cu un copil 4 adulți. Să mă ierte Dumnezeu. Eu nu cred că trebuie păzit copilul acela de 4 adulți. Este foarte clar că și lor le place la teatru de păpuși. Dar pretextează că ei vin cu copilul exact din cauza cutumelor despre care vorbeam puțin mai devreme. A fost o perioadă foarte grea pentru că nu ați avut și nu aveți spectacole în sala de spectacole. Ce s-a întâmplat în timpul pandemiei, în timpul izolării? Cum au trecut actorii prin această perioadă? Cred că a fost una dintre cele mai urâte perioade prin care a trecut teatrul și de peste 20 de ani de când sunt eu în teatru, este a doua cea mai urâtă, nu neapărat în ordine ierarhică. A mai fost una de care o să amintesc eu, dacă vă amintiți. Da. Pentru că tot sensul nostru a fost întrerupt brusc. Noi nu aveam rost, n-am avut sens, n-am avut rost. De ce respirăm? Adică doar existăm,
Adică hai să mai și trăim. E, nu mai aveam pentru ce să trăim, doar existam, ne duceam viața de pe zi pe alta, doar existam. Mulțumeam lui Dumnezeu că suntem sănătoși, mâncăm, ne odihnim, putem să comunicăm chiar virtual unii cu ceilalți, dar ce sens ai, adică ce te mână în luptă, vorba poetului. Foarte greu a fost pentru că Teatrul Colibri împreună cu alte instituții similare din țară, nu toate, repet, nu toate, au trăit această experiență cumplită a șomajului tehnic, de la 1 aprilie la 14 mai, 23 din cei 28 de angajați ai teatrului au fost în șomaj tehnic. 5 au rămas în activitate pentru că trebuiau să asigure mersul instituțional. Dar, paradoxal, un teatru, când spui teatru, înseamnă actori, da? Înseamnă artiști, în mod normal. Teatrul, de data asta, s-a transformat strict într-o instituție și a redus. Deci conceptul a fost a redus inversat. Și a rămas partea administrativă. Doar o instituție și atât. Aridă, anostă, a rămas doar birocrația din ea. Atât. Fără artiști, fără suflu, fără viață, fără emoție, fără nimic. Iar artiștii fiecare în casa lui și-au trăit disperarea, și-au trăit fricile, și-au trăit angoasele și anxietățile, spaima că nu știu când se vor întoarce, sau dacă se dacă va relua activitatea, și când și în ce condiții. Și ați fost cumva liniștiți de stat în această perioadă? Nu știu, cineva v-a zis, iată, o să fie bine și după nu vor relua așa cum știam? Nu. Asta este numit. Nu. Nu. Autoritatea, în primul rând autoritatea centrală, pentru că autoritatea locală în acest context a fost supusă autorității centrale. Nu avea acea autonomie cum are de obicei și să-și gestioneze bine sau mai puțin bine instituțiile din subordine. Nu, acum toți eram dominați de autoritatea centrală. Din punctul meu de vedere a fost un mare fiasco această gestionare. Vorbesc strict pe această falie a instituțiilor bugetare. Da, știu că foarte mulți acuză că bugetarii sunt niște, nu știu, sinecuriști, îmbuibați și așa mai departe, cuvinte foarte frumoase. Și că au stat acasă bine mersi, iată, în pandemie mersi. Și au luat niște bani. Da, dar pe eu de altă parte... ce apărea în mediul online. Știu. Dar eu le-aș dori tuturor acestora să facă față unui trimestru la noi la teatru. Nu o lună, că nu-ți dai seama ce se întâmplă o lună. Un trimestru. În orice, pe orice funcție, pe orice post. Nu este ușor. Deci chiar nu este ușor. Arzi la propriu. Arzi la propriu și fiind foarte puțini, din păcate, schema noastră este foarte mică, schema de personal este foarte mică. Ce înseamnă? 28, dintre care 11 actori. Nu așteptam la cifra asta atât de mică. Dar colaborări aveți, spre exemplu, cu artiștii independenți? Sigur că da, că noi avem colaborări, că lucrăm cu regizori, cu compozitori, cu scenografi. Sigur că da, că avem. Doar că la noi angajați sunt 28 de oameni. De la vorba aia, de la portar, nu avem portar, nu mai contează, păzim noi pe rând, până la director. Suntem 28 de oameni și facem de toate. Nici nu mai contează fișa postului. Tu ai fișa postului de actor. De asta înseamnă că... și geamurile, probabil. Termoscanezi acum spectatorii care îți vin în spațiu de joc, coși, lipești, răspunzi la telefon, scos la imprimantă, compui muzică dacă te și pricepi. Și nu se întâmplă să aveți frustrări, ba să, da. Să izbuniți, să zici, doamne, asta nu e treaba mea, pentru că până la urmă, într-adevăr că faci lucruri de amorul artei, dar până la urmă toți trebuie să trăim, să mâncăm și după cum știm, nici salariile nu sunt excelente. Ba da, sigur că da, dar și noi ne certăm între noi, adică mie îmi vine să râd când văd declarații. Dar cred că totuși declarații. De ce familie de fapt acolo. E adevărat. Noi ne certăm și ne rezolvăm înăuntru toate problemele. Adică, indiferent ce coleg sau ce colegă aș considera eu sau altcineva din teatru că a greșit, că a făcut un lucru nepotrivit, că se întâmplă, toți greșim sau toți facem lucruri urâte sau noi înșine. Dar ne certăm la noi. La noi acolo, în căsuța noastră. Dar dacă cineva din afară zice ceva rău despre persoana, despre colegul sau colega mea cu care eu acum am certat, dacă zice ceva rău, atunci îi zbucnește leoaica din mine. Deci nu ai voie să spui ceva rău despre cineva din teatru.
Da, așa vă spuneam, într-adevăr, probabil sunteți ca o familie. Clar că asta este. Așa tindem să fim. Așa tindem și cred că este, cred că este un lucru bun. Nu înseamnă neapărat, cum să zic, prietenii false sau nu. În primul rând, suntem colegi foarte buni și suntem oameni. Atât. Este mai mult decât suficient. Pentru că și în familie ne mai certăm. Și pentru că sunteți oameni, oameni răbdători. De ce aduc aminte de asta? Pentru că este foarte greu să lucrezi cu copiii. Iată, mie, cred, nici n-am încercat, dar cred că mi-ar fi imposibil. Cât de greu e să-i bucuri pe cei mici. Aici o să-mi permit să vă contrazic, pentru că... Sau poate că este... Sau deci, păi da, trebuie să ai o menire. Normal că pentru cel care are o menire e ușor să lucreze cu copiii. Sau poate că, nu știu, este o deformație profesională, pentru că celor mai mulți dintre noi ne-e mai greu să lucrăm cu adulții decât cu copiii. Să înțeleg că sunt mai înțelegători și mai simpli în gândire, probabil. Gândesc că... Sunt mai sinceri și mai cinstiți. La asta mă refer. Sunt mai cinstiți. Chiar dacă spunem toți, vai, că ce, ce gândire complicată are copilul sau că încearcă să obțină prin diverse căi și prin șantaje emoționale, nu știu ce, este și nu este adevărat. Cu adulții este mult mai greu. Copiii nu sunt răi. Copiii nu sunt răi. Chiar dacă au accesele de răutate, nu înseamnă că ei sunt răi. Ei își doresc să obțină ceva. Își doresc din tot sufletul să obțină ceva. Jucăria celuilalt. Și n-au argumente. Ei nu știu să-și construiască argumente, că sunt mici. Sunt mici. Ei... Și atunci țipă, și atunci, ăsta e argumentul. Ăsta e argumentul. Și uitați-vă la adulții care folosesc argumentele acestor copii. Care țipă, jignesc, mint, se tăvălesc pe jos, sunt isterici. Sunt majoritari. Deci, uitați-vă la adulți cum arată când se comportă ca niște copii. Sunt ridicoli adulții. Iar pe copii, din punctul meu de vedere, poți să iei întotdeauna ca cei mai sinceri și ca cei mai durabili parteneri. Dar există un profil al spectatorului sau depinde foarte mult de alegerea părintelui de a-și aduce copilul la teatru? Acum sunt părinți și părinți. Sunt părinți care respectă foarte mult, aproape în totalitate opțiunile și gusturile și părerile copiilor și atunci chiar dacă sunt peste măsură de obosit și nu vor să mai vină la Scufița Roșie pe care au văzut-o deja de 10 ori, dacă cel mic sau cea mică își exprimă dorința foarte ferm că vrea la Scufița Roșie, cât ar fi mama sau tata de obosit, vin la teatru. Sunt părinți care sunt mult mai autoritari și consideră că așa educă gustul copilului, spunându-i că asta trebuie să-ți placă, asta nu trebuie să-ți placă. Eu nu pot să judec dacă e bine sau nu. Fiecare părinte sunt convinsă că vrea ce e mai bun pentru copilul lui și atunci fiecare își crește copilul așa cum crede de cuvință. Sunt părinți care încearcă să împece cele două situații și să le imprime gustul lor, al părinților, celor mici, dar și să-i lase până la un punct să aleagă ei, copiii, și să-și asume consecințele alegerilor. Și cred că așa e cel mai sănătos pentru... Probabil. Dezvoltarea emoțională. Probabil că poți să hotărăști, dar nu știu acum dacă e bine să hotărăști sau nu ce trebuie să-i placă unui copil. Nu știu, nu sunt în măsură să emit astfel de verdicte, dar profilul eu pot să spun despre profilul spectatorului craiovean în general, pe care l-am văzut, și nu o să spun despre profilul spectatorului de la Teatrul Colibri, pentru că Teatrul Colibri are publicul său special, format din copii și din familiile și educatorii copiilor, din cadrele didactice. Pe când publicul craiovean, în mijlocul cărora ne ducem noi de, iacă, 7 ani încoace cu festivalul BAP Petrecu Paistrit, pot să spun că este unul dintre... Și acest lucru mi-a fost confirmat de artiștii care vin din țară și din străinătate. Și artiști care n-au venit o singură dată, unii vin de la prima ediție, unii au venit de 2, de 3 ori, de 5 ori. Și mi-au spus că este unul dintre cele mai sincere publicuri pe care le-am întâlnit, unul dintre cele mai calde și receptive și oameni foarte empatici, unul dintre cele mai empatice publicuri. Ceea ce este adevărat, pentru că am tot verificat de la an la an. Cu toate că, vă spuneam, la noi festivalul a adunat anul trecut număr record de spectatori, peste 50.000 de spectatori, să nu uităm că pe cele două parade, pe fiecare dintre cele două parade,
au fost 10-12.000 de persoane pe fiecare paradă, totuși noi nu am avut niciun incident. Niciodată. Până acum... Asta înseamnă că oamenii au fost atât de fascinați de păpuși, de actori, încât au uitat de răutatea acumulată de-a lungul timpului, n-a fost de niciodată... conflictele spontane. Deci niciodată niciun fel de incident. Nu s-a întâmplat niciodată, deși, așa cum este și normal și legal, tot timpul suntem apărați de forțele de ordine, poliție locală, jandarmerie, adică oamenii aceștia, forțele de ordine sunt printre noi. Niciodată nu au avut nici o mică reclamație. Nici nu ar fi putut face față dacă ar fi fost un public, eu știu, aveau trupele pregătite până la urmă. Aveau trupele pregătite, dar nu, n-a fost niciodată cazul, pentru că întotdeauna noi facem ședințe tehnice și știm exact și cum se desfășoară lucrurile, tocmai ca să prevenim eventualele, nu conflicte, dar să nu existe incidente, accidente. Eu cred că ați trezit copiii în fiecare dintre privitori. Și eu cred, pentru că în ultimii ani am avut și... Și bunătatea aceea de care spuneați, specifică copilăriei. Da, și candoarea, pentru că am avut câteva momente și... concerte, să zicem, un soi de concerte cu DJ care s-au adresat tuturor categoriilor de public, de la cei mai mici de 2-3 anișori care țopăiau fericiți pentru că ascultau ritmul și beat-ul bătea pe placul lor, până la adolescenți care acceptă și care iubesc această muzică și stilul acesta de muzică, inclusiv adulți care erau fascinați de tineri, cum se comportă, pentru că tineri au fost cât se poate de normal și de civilizați, numai că a fost așa o expansiune de viață și de o explozie de vivacitate pentru toată lumea. Și i-a văzut pe toți cum se comportă, indiferent de vârstă. Și au dansat cu copii, fără copii, s-au distrat, am aruncat cu confeti, cu baloane. Fost fiecare an și nu aveam copil atunci când mergeam la Puppets Occupy Street. Cred că anul acesta totuși va fi diferit din cauza pandemiei. În ce condiții se va desfășura? S-a discutat acest lucru cu autoritățile locale? Sigur că da, noi am informat, pentru că autoritatea noastră finanțatoare este primăria. Deci noi aparținem, suntem tutelați de primărie și de Consiliul Local Municipal ale Craiovei. Și evident că toată lumea are emoții și noi avem emoții. Dar din dorința și din responsabilitatea pe care le avem, dorința de a continua festivalul și responsabilitatea pe care o avem, mai ales în acest an atât de bizar și atât de dificil, informându-i, i-am asigurat și să-i asigurăm că în ceea ce ne privește totul se desfășoară impecabil, adică vor fi doar 4 spații unde se vor ține ateliere, 4 spații unde se vor juca, piața Mihai Viteazu, piața William Shakespeare, esplanada Teatrului Colibri și Parcul Romanescu și cu teatru de vară inclus și o poieniță acolo în zonă. Totul va fi delimitat, vom avea dozatoare de dezinfectant, nimeni nu va intra netermoscanat și fără să poarte mască. Persoanele sub 5 ani, da, nu trebuie să poarte mască, dar tot ce înseamnă persoană peste 5 ani, vor trebui să poarte mască. Ne-am gândit și știm foarte clar și în spațiile de joc se va face, pe unde se va face accesul, se va face accesul pe o parte, evacuarea pe cealaltă parte. Nu va mai fi ca în anii trecut să stăm înghesuiți unii între alții și să așteptăm să înceapă pe același loc spectacolul următor, după fiecare spectacol. Sper că asta ne va civiliza până la urmă și pentru viitor. Vor fi evacuați toți, se va dezinfecta, iar intrăm, iar mai vedem un spectacol, iar evacuăm. Pentru noi va fi un tur de forță, dar cred că pentru craiovenii este benefic, în primul rând, pentru că eu văd această ediție de festival ca pe o convalescență pe care o trăim, pentru că noi suntem acum, suntem bolnavi, suntem maladivi. Poate nu simțim, dar suntem puțin veșteșiți în interior din cauza ceea ce ni se întâmplă. Suntem foarte agitați, foarte încordați, înspăimântați, toți frustrați.
pentru că nu știm ce va fi în continuare. Exact. Și când sau dacă lucrurile și vor reveni că, la normal. Și cred că acest strop de bucurie controlată și responsabilă este o formă de convalescență, o formă de optimism, că putem să mergem mai departe, ne adaptăm. Ne adaptăm, sigur că da. Arta n-a murit și arta n-o să moară. Teatrul a trecut prin perioade cumplite, poate și mai cumplite decât asta pe care o trăim acum, și teatrul trăiește de mii de ani. Arta trăiește de mii de ani. Și vorbesc despre arta interpretativă, nu vorbesc despre pictură, literatură, arte care sunt perene și care nu înseamnă contactul direct cu spectatorul acum, în acest moment. Contactul imediat și efemer. Despre această emoție efemeră. Adică, nu știu, un tablou, indiferent de ce mare pictor renascentist, tu poți să, în fața lui tu poți să ai emoție și peste 3, 4, 5, 6, 700 de ani. Dar teatru înseamnă emoție acum, aici. Asta înseamnă teatru. Și arta interpretativă, și muzica, vorbesc, concertele și așa mai departe. Și cred, întorcându-mă la idei, eu cred foarte mult în posibilitatea de a face front comun cu spectatorii și să respectăm cu toții aceste reguli, pentru că i-am văzut în lunile iunie și iulie, când noi am avut o mică stagiune de vară și am jucat pe Esplanada Teatrului și în Parcul Romanescu, în teatru de vară de acolo, pentru faptul că spectatorii au fost atât de înțelegători, atât de disciplinați, atât de nerăbdători. Nouă la teatru ne-a dat foarte mult curaj și ne-a dat o cură de oxigen ca să mergem mai departe cu inima deschisă să organizăm festivalul. Pentru că este foarte greu. Pentru cine a văzut măcar o zi din cele 6 ediții trecute, știe ce înseamnă o zi de festival. Cu lume foarte multă, cu copii foarte mulți, cu atingerea actorilor, a păpușilor, contactul fizic și direct nu se va mai putea întâmpla. Lucrurile vor sta cu totul și cu totul altfel. Dar, repet, copiii se pot adapta și pot să înțeleagă mult mai repede și mult mai bine decât adulții. Noi suntem un pic mai reticenți, noi suntem puțin mai conservatori și puțin mai rigizi. Copiii nu. Da, o să copiii treacă. Se adaptează ușor. Da. Și ce o să facem dacă nu mai facem ateliere de la toamnă la teatru, dacă n-or să ne dea drumul? O să așteptăm să ne dea drumul. Vedem noi cum ne mai întâlnim. Sau poate le veți face online. E posibil așa ceva? Cum priviți atelierele online? Este strict părerea mea, argumentele mele, eu sunt împotrivă, sunt pentru tehnologie și sunt împotriva celor care îngrădesc accesul copiilor la tehnologie. Cred că cei mici trebuie să crească cu tehnologia controlat, e adevărat. Nu noi să fim, noi adulți să fim cei care le creăm dependența de tehnologie copiilor, dar să nu uităm că noi ne dezvoltăm ca societate. Copiii sunt mult mai evoluați decât noi, decât cei mai mulți dintre noi. Și atunci nu putem să-i stopăm pe ei doar pentru că noi nu înțelegem. Sau pentru că, nu știu, nu suntem noi atât, nu avem noi atâtea abilități tehnologice, să spunem. Probabil trebuie găsit un echilibru. Da. Dar copiii trebuie încurajați, copiii trebuie să știe că pot să folosească această tehnologie și tot ce înseamnă mai modern și cele mai recente descoperiri în folosul lor, nu să fie ei sclavii lor. Cred că aici este secretul, să nu-l faci dependent pe copil, să nu-i încurajezi chiar inconștient dependența. Dar e foarte important, își dezvoltă foarte bine tot felul de abilități și de... Și cu toate acestea, atelierele online nu ar merge. Din acolo e importantă vedere, interacțiunea între copii și între profesori, copii, actori. Și între oameni. Pentru că noi, ca regulă, noi oamenii, noi suntem ființe sociale, noi trăim în comunități. Adică aceste excepții, oamenii însingurați, haștri, sunt excepții. Noi suntem oameni care trăim în comunitate. Și avem nevoie pentru sănătatea psihică și emoțională. De ce ne ducem? Continuare, da, așa? Ieșim la bere și stăm 5, 6, 7, 10 la masă, ne adunăm, suntem prieteni, sau ne adunăm în curtea unui alt prieten, sau mergem împreună în concedii, suntem familii. Adică noi suntem un soi de, nu știu, de entități care trebuie să trăiască în comuniune unul cu celălalt. Noi nu suntem solitari. Așa suntem creați.
În afară de perioada aceasta grea de pandemie, precizam undeva în emisiune că ați mai avut o perioadă, zic eu, poate la fel de cruntă sau și mai cruntă. În sensul că, deși aveați oameni cu care să lucrați, aveați spectacole extraordinare, nu aveați unde să le puneți în scenă, pentru că nu ați avut un sediu al vostru timp de 7 ani. Da. Deși timp pare de incredibil, iată că asta s-a întâmplat la noi aici, în Craiova. Și pentru cine nu știe, Teatrul Colibri a împlinit anul trecut 70 de ani de existență. Mulți înainte, la fel de frumos, cel puțin. Mulțumim! Da, suntem tineri. Suntem ca în tinerețe fără bătrânețe, acum. Și în 2006, probabil că cel puțin craiovenii știu, sediul Teatrului de Păpuși a fost vis-a-vis de universitate, într-o clădire foarte frumoasă. O clădire care, iată, acum e în paragină. Vreau să precizez și asta, chiar am trecut zile trecute și am avut o nostalgie mare, foarte mare, văzând acel sediu care n-a mai fost, n-am înțeles de ce și vreau să ne povestiți de ce n-a mai fost folosit, nu știu, cred că se putea găsi o cale și iată a fost lăsat în paragină. A fost retrocedat într-un mod mai mult decât dubios și n-am proprietatea termenilor. Nimeni n-a făcut nimic până la urmă. Deci a fost retrocedat într-un fel mai mult decât dubios. Din păcate, în 2006, repet, în 2006, procesul de revendicare începuse cu puțin timp în urmă, cu foarte puțin timp în urmă și așa cum era legea atunci, la vremea aceea, o instituție publică, în momentul în care clădirea în care funcționează este retrocedată, deci instituția respectivă are dreptul legal să stea între 3 și 5 ani până găsește se găsește soluție imobiliară, da, împreună cu ordonatorul de credite respectiv. Ceea ce nu s-a întâmplat. Dar nici nu s-a intenționat. Dar nici nu am intenționat. Bun, și după care unde ați migrat? Da? Am migrat la, nu o să spun cum se numește acum clădirea, că înseamnă firmă și înseamnă reclamă și știu și nu e voie să facem așa ceva. Este o clădire foarte mare lângă Inspectoratul Școlar Județean. Da. Așa, pe care craiovenii o știu, nu mai contează, este o clădire de birouri. Deci o instituție de spectacol. Într-o clădire de birouri. A fost la o clădire de birouri. După care am fost, ne-am mutat într-o casă, pur și simplu, într-o zonă foarte frumoasă a Craiovei, pe Împăratul Traian, pe strada Împăratul Traian, o zonă superbă. O casă foarte drăguță, foarte frumoasă, cu birouri, cu curticică. N-avea scenă. Da, noi eram teatru. Ce ne trebuia scenă? În fine, lăsând ironia la o parte, una peste alta, au trecut 7 ani cumpliți în care colegii care mei, fost mutați actori și tehnicieni, au să nu mai spunem că este foarte greu să muți în siguranță păpușile. S-au pierdut foarte multe atunci. S-au pierdut, s-au distrus foarte multe. Patrimoniul teatrului aproape a fost distrus. Puține s-au mai salvat. În special păpuși foarte vechi din spectacolele care nu se mai jucau. Asta apropo de ce se întâmplă cu păpușile, unele chiar au mers la crematoriu, crematoriu de păpuși. Nu există, dar fiind ceva atât de cumplit și de sinistru, noi am găsit alt termen, au fost aruncate la gunoi, pur și simplu. Costume, păpuși, decoruri, istoria teatrului, de fapt. Erau cât pe aceea să fie aruncate și afișele și pe asta am reușit să le salvăm. Afișele de la începutul teatrului, de 1949, 1950 și puțin, cu nume ca Vlad Mugur, Valer de la Cheza, adică aceste nume. Bun, și în 2013, ca să reținem anii, tot primăria în subordinea căreia suntem, a găsit această soluție cu fostul club al sindicatului Electroputere, da. Și nu numai că a găsit această posibilitate și a putut un să... Un club în care, iată, de ani de zile nu se mai întâmpla iar nimic. Nu, a fost, nu știu, ca după bombardament, noi am găsit devastat ce era acolo. Exact. Și asta vreau să spun, în 2013, în mai, ne-a fost dat în folosință prin ședință de Consiliul Local, iar în la 1 octombrie ne-am mutat deja acolo, s-a zugrăvit, s-a reparat acoperișul, s-a reparat instalația sanitară, s-a reparat instalația electrică, s-a reparat sala de spectacol, s-a reparat scena,
s-au construit, mă rog, s-au amenajat cabine pentru actori, s-au amenajat spații. Gresie, faianță, parchet laminat. Și sper că nu mai există acest risc ca la un moment dat să vină cineva și să vă scoată de acolo. Eu refuz să gândesc așa ceva. Nici eu nu mă pot gândi. Nu, refuz să gândesc așa ceva, pentru că suntem, eu cred că suntem acum deja un... Și o să spun un cuvânt care este foarte la modă. Suntem un brand al orașului și cred că ne-am dovedit... Sunteți un brand al orașului. Și cred că ne-am dovedit nu numai utilitatea, ca să spun așa, ci cred că cei mai mulți craioveni se mândresc cu Teatrul de Păpuși Craioveni. Și nu cred că ar permite nimeni să se mai întâmple ce s-a întâmplat în 2006. Nu cred, refuz să cred că, nu știu, concetățenii mei, craiovenii, ar accepta așa ceva, ce au acceptat în 2006. Pentru că, într-adevăr, zic eu că o parte din vină am avut-o cu toții, da, nu am reacționat mai agresiv, poate că era nevoie și de așa ceva. Da, și eu zic la fel și... Poate că fiind această experiență foarte neplăcută atunci, dar destul de aproape, nu cred că se va mai întâmpla așa ceva. Acum, nu știu, noi încercăm să trecem peste această perioadă și încercăm să construim și să adaptăm spectacolele astfel încât să poată fi jucate și pe scenă în condițiile în care cumva se va permite la un moment dat în toamnă accesul în sală într-un număr mult mai mic, nu? Mi este foarte clar că nu vom mai intra... Cu distanță între scaune. Cu distanță între scaune, cu condițiile igienice de rigoare, nu se pune problema, putem să le îndeplinim cu brio. Lumea oricum este foarte în siguranță la teatru ca asta și spuneam, de fapt, teatru a fost și este atât de curat încât noi acum am mai dat puțin cu clor, puțin cu detol, puțin cu igienol, dar în rest teatru a fost foarte curat tot timpul. Apropo de adaptat... V-ați adaptat poveștilor moderne? Pentru că, iată, cel puțin în desenele animate este așa o schimbare radicală a poveștilor, a personajelor. Asta s-a întâmplat și în teatru? A trebuit făcut o trecere? Dar nu atât de radical, pentru că noi fiind o instituție publică și fiind subvenționați, noi, într-un fel, trebuie să asigurăm accesul la cultură și accesul la teatru tuturor categoriilor de persoane, și social și profesional vorbind, indiferent de categorie. De asta și biletele sunt ieftine. Și atunci să înțeleg că anumite categorii nu ar primi bine modernizarea... Nu, asta vreau să spun, că noi încercăm să îmbinăm stilul clasic de a face spectacole, stilul clasic de poveste, pentru că o poveste clasică nu se va demonta niciodată, indiferent sub ce formă o spui. Noi spunem povești și vechi și noi, în forme și vechi, și noi. Adică tu poți să vezi la teatru, indiferent cine vine, poți să vezi cenușărea s-a pusă într-o manieră clasică, dar poți să vezi scufița roșie într-o manieră modernă, aproape postmodernă. Avem și titluri noi din dramaturgia contemporană. Adică avem și spectacolele clasice care sunt evident cele mai dorite pentru că, normal, ABC-ul copilor începe cu povestea clasică. Este firesc. Dar în același timp nu vrem să-i pierdem după câțiva anișori, ci să-i păstrăm și să le oferim și altceva. Asta care a fost cel mai, sau nu neapărat, cele mai, că nu putem alege doar unul, care au fost spectacolele preferate de copii de-a lungul anilor? O, Doamne, sunt foarte multe. Sunt foarte multe. Și totuși multe. Nu există un top 3 al lor? Știi cum, dacă noi am întrebat acum, nu știu, 4 persoane, nu ți-ar răspunde la fel. Înseamnă că probabil toate au fost iubite și depinde. Nu, fiecare, deci fiecare spectacol are fanii și contestatarii lui. Adică sunt copii care vin, au venit la, nu știu, Hansel și Gretel, povestea lui Hansel și Gretel, care nu este un spectacol ușor de digerat. Este în stil steampunk, pentru mine am făcut foarte mult în copilărie și îmi place și acum. Ei, povestea nu este... Da, respectă și povestea clasică, dar nu este spusă clasic. Nu este spusă clasic. Au fost copii care s-au speriat. Au fost copii care au zis că eu nu mai vin la așa ceva niciodată. Și părinți refractari. Și părinți refractari. Iar au fost copii care au spus că sunt fan și să se joace în fiecare zi de două ori pe zi poveste despre Hansel și Gretel. De asta spun că fiecare spectacol, cum sunt și artiști, adică sunt cântăreții adulați și renegați. Aceiași. Cărți, autori, pictori, nu știu, muzicieni. Da, sunt...
Deci nu aș putea să fac un top. Ar fi un top personal, iar eu top personal am top 1 Teatru Colibri, indiferent ce face pentru mine cel mai bine și cel mai frumos. Dar în copilărie, totuși, din spectacole, din copilăria noastră până la urmă, că suntem oarecum cam în aceeași generație. Mulțumesc! Care... Că s-a așa rețânără! Să nu dezvoluim vârsta, dar totuși, da, suntem tinere. Și totuși am prins și perioada comunismului, așa tinere cum suntem noi. Ce spectacol, de ce spectacol vă aduceți aminte din acea perioadă? Am câteva flash-uri și obiceiul acela... Pentru că și eu, iată, deși eram foarte mică, mi-amintesc. Și mi-amintesc și păpușile, nu o să le uit niciodată. Eu mi-amintesc de joaca, mi-amintesc de scufița roșie, mă fascinau capetele supradimensionate create de Eustațiu Gregorian și mâinile actorului, mă fascinau. Combinația de mână care părea foarte mică, părea mână de copil. V-ați gândit vreodată atunci în copilărie că veți ajunge să lucrați la teatru de păpuși? Niciodată. Dar nu m-am gândit nici când eram studentă. Nu mai contează. Important e că am ajuns aici și tot aici m-aș întoarce dacă ar fi să iau de la capăt. Și asta cred că spune multe și despre dumneavoastră ca om și despre faptul că, iată, conduceți de ceva vreme această instituție. 7 ani. 7 ani și vă ați prins și cu bune și cu rele până la urmă acești 7 ani. Sigur. Păi n-ai putea să-ți dai seama de perioadele foarte bune și când ești pe o pantă ascendentă, dacă nu ai și coborâșuri, dacă n-ai și eșecuri. Eu v-am întrebat, o să dezvolui ceva destul de intim, că v-am întrebat înainte să intrăm în emisiune, dacă ați avut concediu, dacă aveți concediu. Păi concediu am că n-am timp să-l fac. Nu. Exact. Pentru că de obicei aveți turnee. Ce se întâmplă cu turneele care erau programate pentru acest an? De obicei ne duceam la... Da, aveam câteva deplasări stabilite de la începutul anului. Evident că au picat. Da. Au picat foarte multe în țară și lucruri mult mai importante. Este posibil ca în toamnă să mai facem o deplasare sau două. Este posibil, încă nu știm foarte sigur. Pentru că nu știm cum evoluează lucrurile. Da. Da. Și asta apropo de concediu... Râdeam și cu colegii și cu cei cu care lucrăm la festival. A fost o alegere foarte neinspirată pentru mine personal să propun ca acest festival să se desfășoare la sfârșit de august, pentru că eu nu am vară. De când s-a inventat festivalul, de când am inventat noi festivalul... Noroc că vara durează până în decembrie, iată, așa a fost în acest an. Și în decembrie este cu bilanț, cu închidere de an, trebuie să semnăm, să facem diverse acte, deci nu, pică. Deci pică. Fără concedii. Deci pică fără concedii, da. Am mai avut perioade și deja... Atât de mare e iubirea pentru teatru? Nu, cred că sau atât de mare e responsabilitatea? Sau cred ambele? Că este și, da, și responsabilitatea și faptul că atunci când începi un lucru terminal, atunci când faci o alegere, nu te plânge, pentru că eu am ales, nu m-a obligat nimeni. E o chestie de alegere personală, nu mă obligă nimeni să plec mâine în concediu. Adică să stau acasă sau să plec. Nu mă obligă nimeni, eu aleg. Dar cred că este și de responsabilitate foarte mare, pentru că nu am doar responsabilitatea mea personală, am responsabilitatea instituției și a oamenilor din instituție și e mai important decât să-mi fac eu concediu. Asta e. Concediile mele sunt comprimate la câte o zi sau două, eventual duminica sau sărbătorile legale în care nu e nimeni la teatru, de Paște, de Crăciun și eventual de Revelion. Dar noi cei din mass media lucrăm chiar și atunci, adică e de înțeles. Noi lucrăm sâmbetele și duminicile de obicei, pentru că, iată, un lucru pe care puțină lume îl conștientizează, artiștii și colegii mei din partea tehnică a teatrului, nouă sâmbătă și nouă duminică. Așa cum lumea obișnuită are ca să meargă la teatru. Ceea ce este greu, pentru că da. Ceilalți, prietenilor, familia lor, au sâmbătă și au și duminică. Da, au și uneori le reproșează că da. Nu reușesc să-și da. Petreacă timpul cu da. Familia, dar noi așa prietenii. Ne petrecem viața. Deci noi așa ne petrecem viața. Pentru unii un weekend înseamnă de aceea marți. Poate s-au creat și acele prietenii foarte strânse de care vorbeați la începutul emisiunii. Și cred că, într-un fel, teatrul Colibri are acolo
stea și are un îngeraș, mai șugubăț așa, dar are un îngeraș, pentru că oamenii din teatru, ca peste tot, mulți vin, dar puțin rămân sau puțin contează. Oamenii de la noi, de la teatru, au rămas, toți. Nu pentru că n-ar avea unde să se ducă, pentru că toți sunt foarte buni pe ceea ce fac. Și pentru că au iubit acest teatru. Și pentru că s-au regăsit acolo și pentru că pot să fie toleranți și cu cei cu care nu ne înțelegem, că nu ne înțelegem, nu putem să ne înțelegem toată ziua, bună ziua, unii cu ceilalți. Și pentru că și-au descoperit acest respect de sine, respectându-l pe celălalt, și și-au descoperit locul. Și e foarte important să-ți descoperi locul. Când îți descoperi locul, ești un om foarte bun și un foarte bun și profesionist. Și un om împlinit. Asta e cel mai important. Un și om ești împlinit. Da. Și atunci, teatru are o echipă foarte bună. Foarte bună. Cred că este una dintre cele mai bune echipe din țară. Și una dintre cele mai puternice echipe și cele mai solide echipe din țară. Adică am văzut la repetiții înainte de o premieră, să zicem cu două repetiții înainte de premieră, cu o zi sau două înainte de premieră, fiasco. Deci au mers foarte, foarte slab repetițiile. Seara premieră, am zis că o să fie fiasco. Nu numai, nu eu neapărat, actorii din distribuție, regizorul, scenograful, o să fie o cădere. Seara premieră a fost fastuoasă. Atât de, în festivaluri, atât de bine se mobilizează. Indiferent, deci dacă să spunem că noi două suntem colege de scenă și ne-am certat în drum spre festival, ne certăm. Cine îmi spune mie că în teatru toată lumea se iubește ori minte, ori încălcat în viața lui în teatru. Și sunt chiar constructive, aș spune eu. Bun, și ne-am certat și nu vrem să vorbim. Și pe scenă, este o unit, e monolit. Nu mai contează. De fapt, deci nu mai există marioneta, există personajul. Există spectacolul, există responsabilitatea și există până la urmă această mândrie. Noi nu ne facem teatru de râs. Lasă că ne întoarcem noi la teatru și ne certăm în continuare, dar n-am terminat de certat. Nu. Există, de asta spun că echipa Teatrului Colibri este una dintre cele mai solide și cele mai apreciate echipe din țară. Pentru unitate, pentru prietenie, probabil, dar în primul rând pentru talent. Și pentru talent și pentru, sunt și, cum să spun, îi și știu foarte bine pe unii dintre ei, știu, i-am prins în teatru, alții au venit după ce am venit eu în teatru, sunt personalități, sunt niște personalități, au niște personalități atât de bine conturate. Dar dacă ei oamenii așa cum sunt și ei ce e bun în ei și lucrezi cu materialul luminos și pozitiv din omul acela, deja defectele ți se par calități sau poți să-i transformi defectele sau să-l faci să-și transforme defectele în calități. Eu cred că am învățat foarte multe în această seară, nu numai despre popuși, iată și despre oameni, despre cum ar trebui să fie relațiile între oameni atunci când sunt într-un colectiv și atunci când creează cu atât mai mult. Teatrul este despre oameni. Teatrul se face de către și pentru oameni. Așa a fost inventat. Eu vă mulțumesc foarte mult și ne revedem cu dumneavoastră și păpușile pe cât? Între 25 august și 1 septembrie. Vom fi acolo. Vă mulțumesc. O seară plăcută tuturor.